dacă vedeți, numele meu pe o chitară poate însemna două lucruri. Pentru unul care nu cântă la chitară, nu reprezintă nimic, însă pentru unul care cântă la chitară și este în sistemul chitarei clasice, reprezintă o chitară aparte. Noi în lumea noastră vorbim tu când spui un Ramirez, tu când spui un Contreras. Deja se spune în România, tu pe ce cânti, pătitel. Iar afară mi se spune pe Dumitriu. Eu sunt un meloman convins, eu nu pot trăi fără muzică. De-a lungul timpului așa am chitări pe toate continentele, mai puțin în Africa. Eu lucrând de 20 și ceva de ani chitări, pentru mine o chitară e un lucru foarte simplu. Mă relaxez făcând o chitară. În România, luthier de chitară clasice sunt eu, mai este unul Nemes Gheorghe, care este mai în vârstă ca mine. Și mai sunt încă doi mai proaspeți, acum în București. Coarda dezvoltă energie. Ceea ce se aude în sunet final este doar 15%, restul se pierde. Aici este și faptul lupta celor care lucrează chitări netradiționale. De a face ca acest procent al energiei procesate în sunet final pe care coarda o dezvoltă să fie mai mare. Din punct de vedere al cântatului și al producerii sunetului, chitara este un instrument extrem de complicat. Dacă dai o chitară în mâna 10 chitariști, să sune în 10 feluri diferite. Eu mă duc la festivalul și când dau chitară la un chitarist, la unul îi varză chitara, la altul este un juvaier. Mă consider un om extrem de norocos. Am întâlnit persoana care trebuia, la vârsta care trebuia și care mi-a spus exact ce să fac. Sunt foarte mulți oameni talentați care au neșansa să nu întâlnească atunci când trebuie, pe cine trebuie, să le spună ce să facă. Să pierd. Eduard Panfil mi-a spus foarte simplu. Tu trebuie să faci chitări. Și cu asta basta. A făcut Academia de Chitară Clasică la Paris, iar la Sorbonne a făcut psihiatria. El a fost prieten foarte bun cu Cioran, cu Iliade și cu Ionescu. Când mi-a zis Panfil să fac chitări, eu am luat o chitară de asta de fabrică, am făcut-o bucăți și am găsit niște lemne și am întocopit singură chitară. Eu învățând meșteșugul lemnului de-al taică meu. Singurul lemn care are această posibilitate de a emite armonice într-o anumită secțiune tăiată este lemnul de molid. Și lemnul de molid se folosește în special pentru fața de rezonanță a instrumentelor, fie că e vioară, fie că e pian, fie că e chitară. Stradivarius se pare că a procurat lemn molid din Carpații noștri. Chitara trebuie să aibă și o valoare ca un obiect de artă. Una este o sculptură din abanos, și asta este o sculptură din lemn de brat. Instrumentele se nasc, trăiesc, cum să spun eu, ca și omul. Devin adolescente, mature. Nici o chitară nouă nu va suna ca o chitară care e cântată. Explicația are două componente. Una logică, care include inclusiv fizica, și una, să zic așa, metafizică. Depinde cine cântă pe ea, cum cântă, cum se atașează de instrument. Sunt chitări care au fost, să zic așa, surori și una a evoluat foarte bine, una a murit. Asta e. Dumnezeu ne-a lăsat nouă pe lumea asta enorm de multe forme de a crede. Una este religia și a doua formă este arta. A spus Sfântul Petru, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Deci asta se raportează la tot. Și la luthier, și la măturător, și la politician, la ce vreți dumneavoastră.